Melissa, ce te mi-ai bronzat la schi? Și uite că e vânătă și sub ochi deja, mai tare. Toți colegii m-au întrebat ce-am pățit la nas. Și ustură extrem de tare. Toată fața mea este arsă. Nasul îmi este ca feniu de la soare și obrajii la fel. Nu ești urâtă, ești foarte urâtă. Ups! Cât mai mult! Dar nu pot, pentru că tușesc în continuu. Iată, această veste nu e chiar bună. Nu știu cum voi arăta peste câteva zile. E dimineața? Da. Cum ați dormit acasă în prima zi după vacanță? Bine. Văd că v-ați trezit de vreme. Nu vreți să dormiți? Nu. Și bravo, de dimineață. Iată cum arată pregătirile noastre pentru prima zi de școală de după vacanța de ski. E forfotă mare, doar că aici... Care căciulul și acu este? Eu nu mai țin minte. Ionuț, asta e ta. Nu și pot împărți căciulile. Uite, asta e cu patrulă. Hop. Wow, cu patrulă! Melissa, ce te mi-ai bronzat la ski? De la zăpadă. Frumos, așa e? Da. Parcă am bisturii roșii. Și gâtul... la fel. Roșu. La mine, mami, a de dat și încă mai au nisip. Băi, da. Wow. Da. Din Maldive. Hai, mica. Hai, am revenit la hainele groase. Deși afară pare destul de cald. Da. Eu deja am transpirat. Și urcăm. Să le zicem salutări la fetițe și băieți. Deja se simte că e primăvara, e destul de călduț. De cine? Oh, s-a încălțat invers, s-a încurcat. Dar ce, picură, plouă? Picură. Și a picurat mami destul de bine zilele astea cât n-am fost noi aici acasă. Ca de obicei, e o zonă așa mai ploioasă aici. Ieri în București, când sosisem dimineața, erau minus 1 grad. La noi sunt 11. Salut, Ais! Bună dimineața! Bună dimineața! La voi am acum! La grădiniță și la școală! Dar voi, unde ați reușit să petreceți vacanța aceasta de schi? Am ajuns! Toți sunt veseli, bucuroși, dornici, de revedere cu colegii și educatorii! Și Mihaela la fel! Ia uitați-vă, Mihaela ce nas are! Mami, tot e bine? Ce mai dă? Furnici! Ce multe! Wow. Dar crabi, nu? Ia să vedem, prietenii nu sunt. Și furnicile tot sunt prieteni, da? Da. Dar nu mușcă. Așa, un pic fișcă. De ce mă împingi? Unde să mă duc? Uite cum mă alungă acasă. Mă alungă acasă. Matei vine, dar Mihaela du-te. S-a colegat o păsărică pe mașina noastră. Deci ne va purta noroc. Uite, mami, chiar acum proaspăt. Păsărică, mulțumesc. Cred că trebuie să duci mașina la spalat. Tati, dar uite eu ce am găsit în buzunar la mine. Tudu! În loc de mărțișor. Asta ceva înseamnă. Trebuie să mergem la schi. Sau unde, nu știu. Dar trebuie să găsim zăpadă undeva. Tati, au înflorit pomii! Dar nu salcâmii! Deci, tati, prima dată stăm în rând și noi la spălătorie. Bine că avem bănuți. Ultima dată am mai fost în rând aici. One eternity later. Hai, tati, că n-a durat nici 5 minute. Ia să vedem ce bunișor a luat tati să mâncăm noi aici. Spanac. Nu știu ce e acolo. Și nu știu ce e aici, ceva dulce. Mă gândesc să blochez ușa lui tati să mănânc singur aici. Gata, eu sunt ale mele. Abiele! Afară? Da, și eu mă bucurasem că noi deja plecăm. Pe ploaie, plouă! Știu, mame, că avem foarte mult de lucru, dar, cum se zice, munca nu e lup, în pădure nu se fugă. Dar dacă va păgi, noi nu ne vom supăra. Sunt delicioase astea cu spanac. Inițial, ți-ai minte? Nu prea... Cin-cin! Poftă bună nouă! Iar la noi, ca de obicei, mai de haică în Anglia. Plouă și zi și noapte. Da, tati, aici foarte rar apare soarele. Vin, Ice! Vinim! Vinim!
cu mami ne-am potrivit pofta de fructe. Dar acum mergem pe Mihela la grădință. Nu știu ce au pățit păsările, dar probabil că ceva au mâncat stricat. Mihela face pipi, e foarte mare. Da, face la viceu pentru copii. Da, pentru copilași micuți. Uite ce micuți. Miha, fii atentă. Au ieșit păpădiile deja, ai văzut? Gata, fugit. Chiar e verde tot. Se simte... Ah, cum e când e cărceală? Simte că e afară primăvară. Da, mami, simte că e aproape primăvară. Și uite că e vânătă și sub ochi deja, mai tare. Și aici... Stai că noi am avut un unguient special pentru vânătăi. Îl căutăm și dăm imediat. Uh-huh. Ești urâtă! Așa, mami, am zis și Melisei că e urâtă, că ce are bronzul ăsta doar aici pe față. Nu știu ce s-a întâmplat și Mihaela și Melisa de data aceasta. Și Melisa s-a supărat rău. Și am zis gata, și am zis gata, nu mai zic. Nu ești urâtă, ești foarte urâtă. Întreabă unde Melisa, la școală. Dar unde-i Matei? Mihaela are vreo câteva zile, s-a dezlegat limba și toată ziua tot vorbește, în continuu. Și tot întreabă, ce e asta, dar ce e asta, dar ce face, dar cum face? Mi-a fost foarte dor de mansardă, tot timpul cât eram în Maldive, îmi amintim de mansarda noastră. Oare au fost pe aici copii? Cineva a deschis geamul. Aici a umblat Robi. Ah, așa e când te întorci acasă și totul este intact. Și de mâine începem cu mami să facem sport cât mai mult. Echipamentul ne așteaptă. Stai. E gustos? Da. Acum, deja de mâine, se mai potoresc activitățile exterioare, deci începem să facem sport. La somnic! Fără fructe, fără fructe nu putem. I-am promis că mănâncă câteva fructe și după aia la somnic. Întindem procesul de înainte de culcare, tati. Poftă bună! Sunt gustoase? Da? Ce-ți place mai mult? Miha este ocupată. Căpșunica? Îmbrăcăm pijamaua lui Ionuț. Da, pentru că suntem cam în aceeași kilograme și vârstă, aproape. Cine sună, Melisa? Am plecat. Închidem ochii și dormim. Bravo, Mihaela. Somn ușor. Azi la școală, toți colegii m-au întrebat ce-am pățit la nas. Iată așa se întâmplă cu toți cei care nu se protejează de soare. Trebuie crem special și cât mai des. Iar după ce am revenit acasă, am observat că orașul s-a dezamorțit complet. Așa niciodată nu l-am văzut. Cam aglomerat. Era fain înainte. Ce-i? Păsările păsări. Tati zicea că își fac cuiburi în copaci. Sunt ciori. Cum a fost la grădi? Bine. Bine, dar am spus că o să pictăm. Ce o să pictați? O surpriză. Noi abia așteptăm să vedem ce veți picta voi. Despre ce surpriză e vorba. Am ajuns acasă și la poștă am găsit un colet. Este din Republica Moldova, de la mătușa noastră. Irinuța, hai să vedem ce avem aici. Hai mai repede să o deschidem. Sunt foarte curios. Și... Ia să vedem. Aceasta este pentru... Pentru Miha. Aceasta pentru... Mircea. Foarte curând, în câteva zile, începe postul cel mare. Deși, mami, acest video va apărea probabil că deja în post. Pentru că avem încă foarte multe videouri pe care vrem să vă publicăm și să vă arătăm ce s-a întâmplat în viața noastră, mai ales acolo în Maldive. Primul voi deschide eu. Am o brățară! Interesant! Și un breloc. Niște capse din acestea. Un liniar.
și un joc? Interesant! Vom citi instrucțiunile și ne vom juca chiar în această seară. Ia să vedem la mine ce avem. Wow! Rupe! Wow! Ce e acela? Ce? Asta nu trebuie să fie pentru mine. Era meu. Îi vedea și lui Mircea, da? Da. Și acum eu sunt foarte curioasă. Wow! O gentuță m-am dâns! Și... un set în formă de gogoașă cu ace, clame. Și un liniar, Mircea, exact ca și al tău. Doar că al meu deja este roz. Wow! Este un pic. Este la mine, dar și noi suntem un pic. Mulți. Și am luat multe, multe, multe fructe care ne-au lipsit nouă în vacanța aceasta. Deși am plecat într-o țară foarte călduroasă și ne gândeam că acolo vom mânca foarte multe fructe și foarte multă înghețată. Iată, cu înghețată și cu fructele. Mai puneți-vă pofta în cui. Mai ales că cei ce am mâncat acolo din înghețată nu am filmat pentru că nici nu s-a meritat. E foarte cald și înghețata de la frigider până la masa de la restaurant s-a topit. Și erau de două feluri înghețată. Poate toate pe insula în care am stat noi a fost așa, dar pe alte insule sunt mai multe fructe și legume. Era cu gust de apă ceară. Nu, era cu fistic. Una cu fistic, una fistic cu vanilie și una cu ciocolată. Îmi pare că cea de ciocolată era cea mai gustoasă, din câte mi-amintesc. Și acum... wow! Brățară! Sau colier? Brățară! Este o brățară din argint cu inimioare și cruciulițe. Chiar acum mă probez. Și lângă brățara mea cu broască testoasă, mai apare încă o brățară din argint. Și ca de obicei, ca de obicei... suntem doar cu 3 pungi. Nu nimic. Luăm, remorcăm asta. Căruțul? Cărcior. Și în final, pentru mine, am un pieptene. Dar un pieptene foarte ciudat. Acest pieptene pieptănă părul și în același timp face și masaj. Ce tare! Cred că îi voi lua și lui mami așa pieptene. Vrei și tu să încerci? Îți place? Și mai are și o oglindă. Salut! Și aici avem o icoană. Hai să vedem. Wow! Ce frumoasă! Îi arătăm și lui mami și lui tati. Da. Am prea mare bronzul, mi s-a luat pielea și m-am scărpinat că am ajuns până la carne. Și ustură extrem de tare. După cum vedeți, eu am foarte mare febră, în jur de 39-40. Și toată fața mea este arsă. Nasul îmi este cafeniu de la soare și obrajii la fel. Nu știu cum voi arăta peste câteva zile. Dar la voi s-a întâmplat așa vreodată? Pentru mine prima dată. Ghiciți ce am făcut? Era atât de tentant să decojesc coaja de pe nas și de pe acest obraz și priviți cum arăt. Aici nu am decojit nimic, dar aici această pată este din cauza că am rupt și mă ustură. Deci voi, dacă pățiți așa ca și mine, eu vă propun să nu rupeți, chiar dacă e foarte tentant și... da. Dar am aflat de la mami că aceste iconițe din colet pe spate scrie numele Sfântului. Iar acesta este Sfântul Matei. Acesta Dumitru și acesta Svetlana. Astăzi este o zi foarte frumoasă pentru că e și sărbătoare. Este bună vestire. Și astăzi mai este și dezlegare la pește. Deci cred că vom mânca tot peștele din congelator. Seara deja am venit să am și reușit să-l punem la dezghețat. Hai, Mica. Iar eu astăzi la prima oră am engleză și am un test. Iată, această veste nu e chiar bună. Și cu ocazia acestei sărbători mi-am luat o brățară. Și afară avem 2 grade. Perfect.
E bine. La 0 grade se simțea mai cald. Da? Să văd, poate găsesc ton în rezervele noastre din beci. Găsesc, nu găsesc. 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 Oare să încercăm să facem astăzi o salată din icre de crab? Data trecută nu mi-a reușit. Era, icrele erau foarte sărate. Nu știam de asta, dar altfel cum să țină atâta timp într-un burcan? Dar nu trebuia noi oare întâi la sport să mergem și apoi să mâncăm? Nu în fiecare zi este blagovestirea. Oh, asta da surpriză, Mircea! Ajunge pentru toți. Cum să nu ajungă, mami, dacă am scos ieri tot pieștele din congelator. Tot ce era. Ce poftă este de pește. Mai ales din ăsta. E foarte bun. Mic? Mami, hai să vedem care pește e mai gustos. Păstrăvu, somonat sau dorada? Și acum este rândul mămăligii. Să mănânc. Ce bun! Noi tot căutăm pește să fie și gustos, doar și puține oase să aibă. Recomandați-ne, vă rog frumos! Ce să cumpărăm? Ce faci, Ice? Vrei puțin să alergi? Vrei? Vrei? Stai, dar nu trebuie să lingi mâna. Nu linge. Hai, du-te! Nu la mine! Astăzi, fiind bună vestire, este dezlegare la pește. Așa că mănânc mămăliguță cu pește copt. Ce rapidă ești! Ce repede te muncinesc! Alice! Este prea activă. Astăzi dimineața ai fost la plimbare. Eu deja m-am obosit. Să-i spun lui tati, când va ieși cu ea, numai decât să o lase să facă vreo 4 ture în jurul orașului. Că de altfel, nu mai scăpăm din energia ei. Le voi zice lui mami și lui tati să plecăm la magazin și să cumpărăm foarte multe fructe de mare ca să umplem tot frigiderul nostru cu pește. Deci poftă bună mie și poftă bună și vouă dacă mâncați. Știu că în acest post există doar 2 dezlegări de pește, dar în celălalt post, postul de la Crăciun, erau foarte multe dezlegări la pește. Cred că în fiecare weekend. Și înainte de culcare, ghiciți ce? Nu ne culcăm, ne spălăm pe dinți și ne jucăm. Tu ești spus că dimineața ai citit, dar seara să ne jucăm. Da, Matei, și după cum văd eu, câștig. Iată, vreau să mă culc, dar nu pot pentru că tușesc în continuu. Voi ați pățit vreodată așa ceva? Și dacă da, scrieți vă rog frumos în comentarii remedii cum să pot scăpa de această tusă. Hai, Matei, că aproape mă câștigi! Am citit pe internet că dacă te culci în șosete, adormi cu mult mai rapid. Deci am încercat... pentru că nu mai vreau să tușesc atâta. Ups! Văd că mă câștigi și nu e de bine. Noaptea trecută m-am trezit de foarte multe ori. Ba tușeam prea tare... Ba, voiam să vomit, ba, aveam febră, să beau pastile. Sper să nu fie așa, parcă câte puțin începe să-mi treacă. Iau o propunere de un premiu. Cine va câștiga, va alege unde vom dormi. Oricum voi câștiga eu, că sunt cele mai în față. Matei, dar nu-ți pare că tu ai prea puține piese puse pe tablă? Eu am 2. La asta nu m-am gândit. Dar de tuse, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii cum pot scăpa de a... Deci eu mă culc și încep să tușesc. Mă pun așa pe fund, nu tușesc.
Eu să dorm așa, din picioare. Cum spune mami câteodată când îmi este somn. Da, Matei. M-ai câștigat și acum trebuie să alegi unde dormim. Ia să vedem ce temperatură aveți. 36,5. Perfect. Tu? Cât am? 36,7. Eu până acum am avut 38,1. Ionica, aici dormim la noi în cameră. Matei, am uitat ceva foarte important. Să ne scrie abonații. Ce am uitat să facem înainte de culcare și în fiecare seară trebuie să faci. Știu ce am uitat.